doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea Dialogul Speranței. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta ne bucurăm pentru reacțiile pe care le trimiteți pe pagina de Facebook a acestei emisiuni Dialogul Speranței. Ne bucurăm pentru aceia care ne urmăresc din afara țării și care au reacții la ceea ce se întâmplă aici. Mulțumim pentru susținerea pe care ne oferiți. În seara aceasta avem din nou un subiect interesant pentru noi. Am mers și am întrebat pe oameni dacă ceea ce vă propunem noi ca și studiu este interesant pentru cei care ne urmăresc. Nu în puține ocazii ne lamentăm pur și simplu de starea în care ne aflăm, fie că vorbim de o stare spirituală, o stare financiară, relațională sau de o altă natură. Suntem nemulțumiți de felul în care ne aflăm și întotdeauna dorim ca lucrurile să se schimbe și să se schimbe în bine. De altfel, depunem eforturi consistente ca viața noastră să se îmbunătățească. În ocazia aceasta vom vorbi despre felul în care ne aflăm din punct de vedere spiritual și dacă în ideea aceasta se pot face anumite schimbări consistente. Am pregătit un material video pentru dumneavoastră și mulțumesc pentru lucrul acesta Ginei Păduraru și lui Andrei Ciobanu pentru materialul excepțional că l-au pregătit în ocazia aceasta. Au mers și au întrebat pe oameni despre starea spirituală și dacă se pot face schimbări în sensul acesta. Cine poate să facă schimbări, dacă există o putere intrinsecă, dacă noi înșine suntem aceia care putem demara schimbarea aceasta sau avem nevoie de o forță exterioară nouă care să producă o astfel de schimbare. După ce vom urmări materialul video, ne vom întoarce în platou alături de invitații noștri pentru a vă oferi răspunsuri argumentate din Sfânta Scriptură. Rămâneți alături de noi! Care este starea spirituală a omenirii? Din păcate, starea spirituală a omenirii nu tocmai bună. Presupun că nu toți sunt cred în Dumnezeu. Sunt și atei și care cred pe jumate și care nu cred deloc. Și care cred în tot. Dar crezi că ne situăm bine? Suntem destul de spirituali noi ca oameni sau mai avem de crezut? Din punct de vedere nu. Adică cred că suntem mediu. A omenirii în general? Da. De haos. Din punctul meu de vedere, starea spirituală se cam degradează, să spunem, în timp. Din pur și simplu fapt pentru că acum apar din ce în ce mai multe religii. Nu știu să vă spun. Lumea nu prea se mai duce la biserică așa cum era pe vremuri. Știința se pare că a învins în lupta cu religia, ca să spunem așa. Sunt de religioși. Poate omul să schimbe această situație? Poate, numai încearcă totuși, cu sfaturi, cu... Și cine poate schimba această situație? Tinerii, care, de exemplu, se fac voluntariat în scopuri religioase, se fac proiecte mai multe despre religii decât despre băutură, alcool, băutură, țigări, substanțe din astea. Și cine poate schimba această situație? Tot oamenii, dacă sunt conștiincioși. Cu siguranță omul poate schimba această situație. În primul și în primul rând ar trebui situația să fie schimbată de către preot, să aibă o altă atitudine. Nu știu dacă ați văzut, nu aș vrea să fac reclamă, există și un film cu un pas înaintea Serafimilor, în care se explică foarte bine cum sunt învățați preoții și cum iau și cum fac legătura cu o persoană anume, cu credincioși. Omul poate schimba această situație? Depinde el. Aici depinde de fiecare ce crede despre religie. Nu știu ce să vă, aici e o întrebare prea... Această situație ne... Nu știu, chiar... Credeți că Dumnezeu poate schimba această situație? Da, pentru că Dumnezeu este un om atât puternic, Dumnezeu pătrăiește soarta omului și viitorului. În afară de om, cine ar putea schimba această situație? Poate credința, depinde de religie. Cine poate să mai schimbe această situație? Nu știu, cumva, poate politicienii, că văd că au o foarte mare influență asupra oamenilor. Biserica, să, nu știu, și mai multe slujbe, care, nu știu, din punctul meu de vedere, slujbe plictisitoare. Stimați telespectatori, am văzut împreună materialul care a fost luat, a fost făcut, a fost produs pe stradă, am văzut răspunsurile oamenilor și încercăm și noi aici în platou să răspundem la întrebări care au fost puse celor de pe stradă. Cine poate să schimbe starea de lucruri în lumea noastră, în oameni?
Care este secretul pentru această schimbare, această renaștere despre care noi vorbim în această emisiune? Discutăm despre acest subiect cu doi invitați care avem alături de noi în studio. Domnul Constantin Ciobanu este pastor în Biserica Adventistă. Bine ați venit în cadrul acestei emisiuni. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Și domnul Bogdan Felea, de asemenea pastor în Biserica Adventistă, vă spunem bun venit la această emisiune. Bine v-am regăsit. Am vrea să adresăm o primă întrebare cu privire la acest subiect și anume ne interesează să vedem care este starea spirituală a lumii în acest moment. Care este situația omului? În ce mod putem să-l sau la ce etapă se află omul? A crescut din momentul în care Adam și Eva a căzut în păcat sau mai degrabă lucrurile sunt mai rele decât atunci la început? Vrem să aflăm răspunsul la această întrebare. Raportul Scripturii chiar de la început spune că Dumnezeu a creat toate lucrurile foarte bune. Deci tot ce a creat Dumnezeu în lumea noastră a fost perfect. În urma prăbușirii spirituale a omului, a întoarcerii spatelui Creatorului, a survenit degradarea. Și îmi vine în minte ce spunea poetul rus Evgeni Esenin: s-a întors mașina lumii cu susul în jos. Deci lucrurile merg pe o pantă a degradării atât de alarmantă încât ne uităm astăzi în jurul nostru și ne mirăm de această stare deplorabilă a decadenței noastre, a prăbușirii noastre, nu doar spirituale, dar din toate punctele de vedere. Așa că tot ce a creat Dumnezeu frumos la început nu se mai oglindește în realitatea din jurul nostru. Cum spunea și David: nimic bun nu mai locuiește în mine, din tălpi până în creștet totul este degradat. Mântuitorul Iisus Hristos, când se afla pe pământ, a vorbit într-o predică despre faptul că în vremurile sfârșitului pe care noi credem că le trăim acum, va fi ca în zilul lui Noe. Ce asemănare găsiți între zilul lui Noe și degradarea din timpul acesta? Dacă puteți să-mi răspundeți la această întrebare și dumneavoastră, domnule Ciobanu Constantin și apoi și domnul Bogdan Fele. De la creațiune au trecut aproximativ 1700 de ani, plus minus. Dumnezeu constată că omul s-a degradat atât de mult în urma păcatului, încât privind situația lui, face o declarație dureroasă și spune: îmi pare rău că l-am creat pe om, pentru că toate întocmirile din inima lui sunt îndreptate în fiecare zi numai și numai spre rău. Și dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit prin potop, la timpul acela, omenirea noastră s-ar fi autodistrus, n-ar fi rezistat până astăzi. Deci, un act al miilei intervenția lui Dumnezeu în vremea aceea. Deci, în permanență, oamenii gândeau doar malefic, doar spre rău, doar spre distrugere. Domnule Bogdan Felea, lucrurile cum stau acum, vedeți o asemănare între timpul dinaintea potopului și acum? Cum comentați? În Cartea Judecătorilor, capitolul 6, este o constatare pe care o face scriitorul. E adevărat că această constatare are în vedere poporul Israel, însă ea este valabilă și în zilele noastre. Chiar așa începe capitolul 6 din Cartea Judecătorilor. De fapt, asta este problema de fond. De aici pleacă totul. Copiii lui Israel făceau ce nu plăcea Domnului. Se aseamănă foarte mult vremea de atunci cu zilele noastre. Imaginați-vă cum ar arăta o lume în care toți am fi preocupați să facem ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Iar Pavel și ceilalți scriitori ai Noului Testament accentuează foarte mult această idee. Noi să fim din aceia care facem ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Domnilor, mulțumim tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Am văzut că sunteți în același ton cu respondenții din stradă. Înțeleg că este o stare spirituală deplorabilă. Cineva spunea că este o stare care se înrăutățește pe zi ce trece și este vădit lucrul acesta. Se poate vedea cu ușurință că oamenii, din punct de vedere spiritual, merg din ce în ce mai rău. Am văzut că Gina întreba la un moment dat dacă starea aceasta de lucruri poate fi schimbată și cine poate să schimbe lucrul acesta, dacă omul prin sine însuși poate să schimbe starea aceasta spirituală sau este nevoie de cineva din afară. Unul dintre respondenți spunea: bineînțeles că omul poate să schimbe lucrul acesta. Mă îndrept către dumneavoastră, domnul Felea,
Poate omul să schimbe starea aceasta spirituală, să ajungă în starea în care Dumnezeu l-a creat? Spunea domnul Ciobanu la început că la început Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune, chiar la finalul raportului creațiunii, în ziua 6 spune că Dumnezeu s-a uitat și a văzut că lucrurile erau foarte bune. Poate omul să reajungă la starea în care l-a creat Dumnezeu? Vă rog. Nu putem să ieșim singuri din prăpastia păcatului în care ne-am afundat. De ce? Pentru că inima omului este rea. Și inima nu poate să fie schimbată de mine. Mă cunosc cumva pe mine și nu am încredere nici măcar în mine însumi, cu atât mai puțin în ceilalți. De ce? Pentru că știu originea mea, știu trecutul meu și poate de multe ori nu mă recomand pentru asemenea schimbare. De aceea concluzia ar fi că noi nu avem această capacitate de a ajunge din nou acolo unde am fost. Iar dacă ar fi să mă leg de un text din Sfânta Scriptură care întărește ideea aceasta, este bine cunoscutul text din cartea profetului Ieremia, capitolul 13 cu versetul 23. Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Se pune o întrebare. Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți rău? Este o ilustrație foarte interesantă aici. Se compară un rău care devine viciu și omul poate să fie dependent de acel viciu. Este foarte greu să renunțe la el. Practic, acolo trebuie să fie dusă o luptă puternică cu pielea care nu poate să fie desprinsă. Este același lucru. Nu, concluzia este că am nevoie de o forță exterioară. E nevoie de o intervenție. Am nevoie de o mână întinsă pentru ca să ajung acolo unde am fost la început. Deci dumneavoastră spuneți că omul nu ar putea să facă schimbarea aceasta. Dar, domnul Ciobanu, vă întreb un lucru. Indiferent dacă omul merge la biserică, este implicat în activitățile spirituale de acolo, este interesat de ceea ce se întâmplă cu cei din jurul lui și încearcă să-i ajute pe aceia care sunt într-o stare spirituală deplorabilă, totuși lucrurile acestea nu conduc la schimbarea lui, adică nu reușește el să se schimbe, trebuie neapărat să aștepte pe cineva din afara lui ca să-l schimbe, să producă altceva decât este el. Toate acțiunile acestea filantropice sau implicarea spirituală într-o biserică nu produc schimbare într-un om? Am în minte două imagini. Marele cântăreț Michael Jackson, care a încercat să-și schimbe înfățișarea. Dânsul fiind negru, a vrut să fie alb. Și atâtea operații de estetice pentru ca să-și schimbe fizionomia. Și știm cu toții finalul. Deci textul care spunea un etiopian își poate schimba pielea, nu se poate. Acum, ne gândim la un alt aspect, și anume, marele teolog al secolului 20, Emil Brunner, folosea o imagine și spunea un om erudit, învățat, cult, în gară la Paris, împreună cu un jerpelit lângă el, un om de nimic, așteptau trenul să meargă la Berlin. N-au fost atenți și s-au urcat amândoi în trenul spre Roma. Au greșit amândoi direcția de mers. Așa că diferența între cei doi care era, dacă amândoi au greșit direcția de mers, era nevoie de o reorientare. Așa se face că în viața fiecăruia, dacă nu e o schimbare de macaz, lucrurile nu capătă o conotație bună, pozitivă. E nevoie ca Dumnezeu să intervină. E bine ca noi să facem lucruri de caritate, acte filantropice, să fim oameni deschiși, dar schimbarea inimii nu depinde de noi, ci depinde doar de Dumnezeu. Și probabil că vom mai reveni la ideea aceasta. Cu siguranță. Domnule Florin și stimați invitați, Mântuitorului Iisus Hristos, existau foarte mulți oameni și mai ales din această grupare a fariseilor care făceau mult bine, care aveau un comportament exterior desăvârșit și oamenii chiar îi priveau ca exemple
Într-o seară, Biblia ne spune în Ioan capitolul 3 că de Mântuitorul Iisus Hristos se apropie unul din fruntașilor și este foarte interesat de mântuire. Chiar dacă nu exprimă atât de mult sau atât de clar în întrebarea lui către Mântuitorul acest aspect, el totuși este interesat de împărăția lui Dumnezeu și știe el că doar schimbarea exterioară sau doar aspectele exterioare nu sunt suficiente. Și Mântuitorul îi spune la un moment dat aceste cuvinte în Ioan capitolul 3:3. Adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă, stimați invitați, acest proces? Ce înseamnă naștere din nou? Cum se mai numește? Și cine îl produce? Cine face această lucrare? Pentru că, până la urmă, în aparență și Nicodim, personajul care întreabă Mântuitorul Iisus Hristos, este perplex în fața acestei realități pe care Mântuitorul îi prezintă. Domnule Bogdan Felea, domnule Constantin Ciobanu, vă rog frumos să încercăm să răspundem la această întrebare. Procesul pocăinței. Deci pocăință se numește. Pocăință, care vine dintr-un cuvânt din limba greacă, metanoia, tradus prin schimbarea gândirii, schimbarea rațiunii, schimbarea modului de a judeca lucrurile, se mai traduce prin părere de rău sau regret sau pocăință. În zilele noastre, pentru unii pare o jignire, așa, când spui că te-ai pocăit, nu? Însă noi trebuie să-l privim cu o conotație pozitivă, cuvântul acesta. Este o onoare, este o cinste să se spună despre mine sau despre altcineva că sunt un om pocăit. Că asta înseamnă. Perspectiva lui Dumnezeu cu privire la viața aceasta, prin comuniune cu El, devine perspectiva mea. Dumnezeu vrea să comunice cu mine, vrea să stea de vorbă cu mine. Este un proces și exemplul pe care dumneavoastră l-ați dat mai devreme ne duce în direcția aceasta. Domnule Constantin Ciobanu, cine realizează această lucrare nouă? E cineva care dorește. Realizează, chiar și acum privind la această emisiune, că nu e bine. Încercări, sforțări nenumărate, transpirație, eforturi, nu iese nimic. Același om de ani de zile nu sunt pe placul lui Dumnezeu, poate să spună cineva, cine este cel care face acest proces al pocăinței, al nașterii din nou și ce poate să facă un om pentru lucrul acesta? Nu omul, absolut. El nu se poate schimba. Trebuie să intervină Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea Mântuitorul spune, dacă nu te naști din apă și din Duh, adică un aspect exterior prin botezul apei și un aspect interior prin regenerarea pe care Duhul Sfânt o lucrează în inimile noastre, așa cum spunea colegul meu, atunci noi putem beneficia de cea mai mare minune care poate avea în universul acesta loc, și anume această renaștere. Și noi numim această renaștere metanoios, adică schimbarea direcției de mers. Spunea Pavel, cine fura să nu mai fure, cine mințea să nu mai mintă, adică dacă am luat-o într-o direcție, până acum mă opresc, îmi dau seama că nu e bine, lucrarea aceasta o face Duhul Sfânt și mi-arată că nu e corect în ce direcție merg, mă opresc și vreau să mă întorc. El mă ajută și îmi dă putere pentru aceasta. De schimbarea aceasta, direcție de mers, o realizează Duhul Sfânt atunci când eu îi permit să facă lucrul acesta. Și ca să înțelegem mai bine, deci nu este vorba doar de schimbări exterioare, ci o schimbare care pleacă din inimă către exterior și dă ca roadă aceste, eu știu, fapte clare, nu mai fur, dar sunt darnic, nu mai mint, dar spun adevărul mai mult decât îl spuneam înainte. Absolut. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile noastre. Din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, Dumnezeu este acela care reușește să producă schimbarea în om atunci când omul se pune la dispoziția lui Dumnezeu și este de acord ca Dumnezeu să producă această schimbare în el. Îmi aduc aminte de ce spune Apocalipsa capitolul 3, versetul 20. Spune Domnul Iisus Hristos, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. Înțeleg că în momentul în care omul deschide ușa aceasta lui Dumnezeu, Dumnezeu intră în viața lui și produce anumite transformări. Spunea Pavel Galaten, capitolul 2, versetul 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos este cel care trăiește în mine. Aceasta ar putea fi ceea ce numim, poate că nu foarte familiar pentru telespectatori, naștere din nou, dar am putea să-i spunem o schimbare
care se impune în starea spirituală deplorabilă pe care noi am subliniat-o în emisiunea aceasta și pe care am văzut că și oamenii o deplâng, oamenii pe care am întrebat pe stradă. Vreau să vă întreb un lucru, pe dumneavoastră care sunteți și pastori, care îi cunoașteți pe oamenii care au făcut schimbări. Și știu că în bisericile dumneavoastră intră oameni care au trăit o anumită viață deplorabilă, o viață definită de păcate grave, au venit în biserică, l-au întâlnit pe Dumnezeu și astăzi sunt alți oameni. Concret, ce presupune schimbarea aceasta? Ce se întâmplă în viața unui om atunci când îi permite lui Dumnezeu să intre în viața lui și are loc această transformare, schimbare, renaștere sau naștere din nou? Încep cu dumneavoastră, domnul Felea. Sunt niște pași, niște etape pe care omul le parcurge în schimbarea aceasta? Ce ne puteți spune? Care sunt pașii aceștia, dacă sunt niște pași? Numele de creștin vine de la Hristos. Și ce înseamnă creștin? Înseamnă că Hristos este cel care conduce viața mea. Nu mai conduc eu după abilitățile mele, după capacitățile mele, ci Iisus Hristos este cel care îmi dirigează acțiunile. De fapt, trebuie să renunț la eu și să-L las pe El. Este foarte simplu. Dar pentru ca să se ajungă acolo, așa cum m-ați întrebat dumneavoastră, există niște etape sau le numim noi niște faze ale procesului pocăinței. Și anume, mai întâi trebuie să recunoaștem starea păcătoșeniei. Eu trebuie să fiu conștient de faptul că păcatul este prezent în viața mea, în casa mea, în familia mea. Este mai ușor să văd păcatul la alții, dar el este prezent și la mine. Și în același timp conștientizez nevoia unui mântuitor. Îmi pare rău pentru păcatele săvârșite și sunt hotărât să lupt pentru ca să nu le mai fac. De ce îmi pare rău? Pentru că îmi dau seama că nu mă pot înfățișa înaintea unui Dumnezeu care cercetează inimile cu fapte de care să-mi fie rușine. Ca să stabilim pentru telespectatori, înțeleg că și o succesiune logică, da? Prima dată vine recunoașterea și apoi regretul, că nu poți să regrezi ceva care nu recunoști, da? Exact. Deci felul în care le puneți dumneavoastră au și succesiunea aceasta logică, da? Chiar cronologică, da? Se întâmplă unele după altele. Nu poate fi invers. Prima dată recunoaștem și apoi regretăm păcatul pe care l-am făcut. Ce urmează? E nevoie de o eliberare. Știți, și un copil atunci când greșește e nevoie ca el să își mărturisească vina. Pentru că apare o cercetare a celui în cauză. E nevoie să mărturisim vina noastră înaintea lui Dumnezeu. Și aici aș aminti binecunoscutul verset din 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Îmi mărturisesc păcatul și sunt hotărât să nu îl mai fac. Apoi ar fi lepădarea păcatului. Da? Cine, Proverbe 28:13, cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Și apoi predarea mea înaintea lui Dumnezeu. Și aș aminti aici textul din Romani 12:1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Într-o totală consacrare, omul își predă viața lui Dumnezeu printr-o viețuire sfântă, curată. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, a fost una cât se poate de tehnică, da? Cred că vreo 5 pași erau, da? Recunoaștere, regret, mărturisire, lepădare și predare în mâna lui Dumnezeu, aceștia sunt pașii. Vreau, practic, domnul Ciobanu, din felul în care ați văzut pe oameni schimbați, intrați în biserică, pe care ați păstorit ani de zile, aveți ceva experiență de viață în spate, ce se întâmplă cu un om care deschide ușa lui Dumnezeu, îi permite să intre în viața lui și Dumnezeu lucrează această schimbare în mintea și în inima lui, da? Îi schimbă modul de gândire, ne întoarcem la ce spunea colegul nostru, metanoia, schimbarea modului de gândire, schimbarea mentalității. Cum este un om care începe să gândească altfel?
pașii aceștia pe care am amintit colegul meu, aș vrea să mă folosesc de câteva exemple biblice și apoi un exemplu din realitatea cotidiană. Vă rog. Cât de greu este unui om să recunoască păcătoșenia lui. Noi avem un soi de mândrie de aceasta. Eu mă descurc singur. Ce Dumnezeu în viața mea? Ce? Nu. Vedeți, aceasta este problema cu care ne confruntăm și atunci Dumnezeu nu poate face nimic în mine. În momentul în care eu abandonez și spun ca și Pavel, dintre cei păcătoși cel mai mare sunt eu, sau Petru când și-a dat seama de instabilitatea lui, spune Scriptura, a ieșit în grădină când l-a trădat pe Mântuitorul și a plâns cu amar. Îți dai seama cine credeai tu că ești și de fapt cine ești. Asta se întâmplă când lași ca Duhul Sfânt să aducă pocăință și umilință în viața ta. Și apoi lepădarea aceasta să părăsești, să nu-ți mai placă, e tot lucrarea Duhului Sfânt care îți vindecă gusturile, care îți schimbă maniera, care te face să ai o bucurie și o plăcere de un alt stil de viață. Am avut într-una din bisericile noastre un tânăr venit din lumea aceasta decăzută. Era cel mai alcoolic din sat, bătăuș, se temea lumea de el, era de spaimă. Și când s-a întâlnit cu Hristos pe drumul vieții lui, experiența e frumoasă și bogată, nu avem timp să o relatăm, dânsul atât a plâns și a mers din poartă în poartă prin sat să-și ceară iertare de la cei cărora le-a cauzat cândva prejudicii și oamenii au rămas mirați și au spus, dacă Eugen a fost capabil să facă așa, înseamnă că Dumnezeul său are putere să-l schimbe. Ori asta înseamnă pocăința, asta înseamnă transformarea, asta înseamnă naștere din nou. Și este o minune în satul său, Eugen, pentru viața frumoasă care o trăiește și poliția și toate forțele de ordine se minunează de schimbarea direcției de mers din viața lui Eugen. Sunt câteva aspecte, stimați invitați, pe care vreau să le adâncim mai mult, să le aprofundăm mai mult în ce privesc pașii aceștia ai pocăinței. Și mă interesează să luăm pe rând doar câțiva dintre ei, nu toți. În primul rând, mi-aduc aminte de un episod în care Petru, sau Sfântul Petru, așa cum este el cunoscut, se afla într-o barcă, aruncă mreaja la porunca Mântuitorului Iisus Hristos, prinde o plasă plină cu pește și reacția lui a fost aceasta în Luca 5:8, scrie, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Și acum întrebarea este, domnule Felea Bogdan, ce anume face pe un om, în cazul acesta Petru, da? Dar pe un om să recunoască că este păcătos. Ce anume îl determină să spună aceste cuvinte, nu învățate pe de rost ca o poezie, ci ceva care este din inima lui. Dacă am mai continua pe linia acelui pasaj pe care l-ați amintit, aș vrea doar să spun atât că este un contrast aici între ceea ce spune Petru și ceea ce exprimă el altfel, nu prin cuvinte. Chiar dacă spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos, cred că în același timp el îmbrățișa pe Mântuitorul și își dădea seama de câtă nevoie are de el în acele momente. Cred că atunci când realizezi caracterul lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și ceea ce chiar poate să facă Dumnezeu dintr-un om nenorocit, atunci când sesizezi contrastul acesta, tocmai atunci ajungi să spui, Doamne, ai milă și de mine. Este o șansă și pentru mine. Nu se poate. Și este lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Deci în momentul în care, vedeți, Petru de mult timp a stat cu Mântuitorul, însă e un momentul în care realizează că dincolo de omul care îl vede, e și Dumnezeu. Și această realitate îl face pe el să spună, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Al doilea aspect pe care vreau să-l discut cu dumneavoastră, domnule Ciobanu Constantin, nu ne permite timpul să mai discutăm și alte aprofundări sau aprofunzim, este legat de mărturisire. Am asistat la o scenă și poate că și dumneavoastră și ceilalți colegi care suntem aici în platou, doi oameni se aflau aproape de momentul în care să se împărtășească cu simbolurile sfinte, pâinea și vinul sau mustul fără alcool, o să
discutăm mai mult despre aceasta într-o emisiune viitoare, despre aceste simboluri. Și undeva înainte de a face acest lucru de împărtășire, unul se apropie de celălalt și spune: uite, vezi ce a spus părintele, pastorul la predică? Trebuie să mă ierți. Te rog frumos, iartă-mă. E real o astfel de cerere de iertare? Și câte tipuri de mărturisiri există? Să mărturisesc doar lui Dumnezeu, omului care a greșit, unui public mai larg? Mă interesează să văd dumneavoastră, ca și specialist în domeniu, ce ne sfătuiți? Sunt păcate care trebuie mărturisite doar lui Dumnezeu și cerut iertare doar lui. Deci să nu fac greșeala vreodată ca ceea ce trebuie să-i spun doar lui Dumnezeu să spun la oameni. Exact, exact. Care e pericolul, la urmă? Pentru că aceste păcate nu sunt publice, ceilalți nu au nevoie să le cunoască, e doar relația mea cu Dumnezeu și eu pe el l-am ofensat, pe Dumnezeu, și lui îi cer iertare, nu? Dar când eu greșesc semenului meu, obligatoriu trebuie să-mi cer iertare de la el. Pentru că dacă eu îmi cer iertare lui Dumnezeu fără să-l ocolesc și să-l ocolesc pe semenul meu, nu e corect. Adică trebuie să am puterea să spun: te rog să mă ierți, îmi pare rău că ți-am greșit, și de-abia atunci păcatul poate fi iertat de Dumnezeu. Dar dacă eu nu vreau să mă umilesc și să-mi cer iertare de la semenul meu, aceea nu este o pocăință corectă, o smerire a sufletului autentică, adevărată. De aceea sunt păcate care le mărturisim lui Dumnezeu și sunt păcate cu care am ofensat pe semenul nostru și trebuie să le mărturisim ca atare aproape lui. Există un text în Biblie care spune: mărturisiți-vă unei altora păcatele. Să-mi spuneți dacă este o confuzie. Foarte mulți oameni înțeleg textul acesta cel puțin în două moduri. Modul acesta, că eu trebuie să mă duc la preot să mărturisesc. Da? Deci orice lucru care l-am făcut în ascuns și știu și eu și Dumnezeu, trebuie să mărturisesc la preot. Asta e varianta 1. Și 2, ne întâlnim noi doi creștini pe stradă sau într-un anumit la biserică și începem să el îmi spune păcatele lui care le-am făcut și eu păcatele mele care le-am făcut. E o confuzie? Asta vrea să ne spună Biblia sau e altul înțelesul? Subiectul acesta este interesant, poate îl vom dezvolta într-o altă ocazie mai pe larg, dar în principiu lucrurile stau așa. Mărturisirea trebuie făcută lui Dumnezeu și semenul meu, dacă i-am greșit lui sau l-am prejudiciat. Deci dacă păcatul meu nu are treabă cu semenul meu, n-am ce să-i spun lui păcatul meu. Absolut, absolut. Și singurul care mediază rezolvarea acestei probleme între mine și semenul meu, spune Scriptura, citim în 2 Timotei, capitolul 2:5, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este marele nostru preot Iisus Hristos. Numai El cu sângele Său mă poate ierta, mă poate absolvi, mă poate curăți. De aceea Scriptura este limpede în lucrul acesta. Mulțumesc foarte mult. Cred că pentru mine cel puțin ați clarificat această întrebare, acest subiect. Domnilor, ceea ce propuneți dumneavoastră este interesant și chiar de dorit pentru cei care se gândesc la Dumnezeu, care vor să facă schimbări în viața lor spirituală. Cred că oamenii în general își doresc să fie mai buni. Însă, de cele mai multe ori este foarte greu să ieși din zona ta de confort, să renunți la lucrurile pe care le iubești, cu care te-ai obișnuit, care te definești la un moment dat. Din nefericire, se pare că lucrurile pe care le iubim, de cele mai multe ori, pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, așa cum îi spune Isaia 59:1 mai departe. Acum, vreau să vă întreb un lucru. Schimbarea aceasta pe care o propuneți dumneavoastră, și am văzut că ați argumentat și biblic, este o schimbare pe care Dumnezeu însuși o dorește. Este o schimbare care se produce brusc, adică ceea ce citeam mai devreme, Apocalips 3:20, îi deschizi ușa lui Dumnezeu, intră în viața ta și are loc schimbarea. Am auzit de multe ori oameni care spun: uite, m-aș vrea să vin și eu la biserică la voi să mă botez ca să scap de patima alcoolului, să scap de patima tutunului și așa mai departe. Se produce brusc, deodată intră omul în biserică, este botezat și de mâine nu mai are nicio adicție, nu-i mai vine pofta să fumeze, să bea sau alte păcate pe care le face. Vă rog, domnul Ciobanu și imediat domnul Ofelea. Această schimbare are loc gradual, treptat. Nu se poate dintr-o dată. Mi-aduc aminte, fetița mea Ioana era la grădiniță și într-o zi vine așa triumfalistă: tăticule, am învățat să citesc. Și zic: felicitări, foarte frumos, bravo, îmi place, și o sărut. Și ea se oprește nedumerită, mă privește și mă întreabă: tăticule, chiar am învățat să citesc?
Și eu mi-am dat seama că, de fapt, însă m-a prins în jocul acesta. Zic, nu, nu, asta am vrut să spun. Am vrut să spun că tu ai început să înveți să citești și dacă vei continua așa, după ce vei termina clasa întâi, vei ști să citești, că ai învățat tot alfabetul. Ori așa se întâmplă din punct de vedere spiritual. Noi facem pași mărunți, dar siguri, în fiecare zi și creșterea aceasta urmărită de Duhul Sfânt, la un moment dat, aduce roade. Și din prunc în Hristos devin om matur. Mi-aduc aminte, am văzut o singură dată în viață un om înalt de 2,60 m. Era în traversa un târg de provincie și de la distanță mi s-a părut că nu-i chiar înalt, așa e cam ca mine. Dar când m-am oprit și m-am uitat în dreptul lui, când am fost curios să-l văd cum este, mi-am dat seama că era un gigant. Da. Și așa se întâmplă cu mine și Hristos. Cât stau departe de El, mi se pare că sunt un creștin foarte bun. Dar când mă apropii de Hristos, îmi dau seama că eu mai am mult de crescut. Și lucrul acesta trebuie să aibă loc în fiecare zi. Eu trebuie să mă nasc din nou și să cresc în fiecare zi. Subliniați din nou nevoia aceasta de schimbare. Vin la dumneavoastră, domnule Felea, și aceeași întrebare. Schimbarea aceasta se poate produce pe loc? Cred că ar fi mult mai confortabil, nu? Pentru că există dorința de bine. Doamne, vreau de astăzi să mă schimb. Mâine sunt schimbat sau nu? Tot pentru confort au fost inventate scările rulante, mai ales în magazinele mari, și aduc un avantaj. Și unii își imaginează atingerea desăvârșirii sau a pocăinței, pentru că vorbim despre pocăință, exact în felul acesta. Am făcut pasul. Da, am spus odată că eu îl accept pe Hristos în viața mea, să l-am acceptat ca mântuitor și acum aștept să ajung la etajul 1 sau la etajul 3. E bine, nu este posibil lucrul acesta. Apostolul Pavel vorbește despre o luptă permanentă, uitând ce este în urmă, alerg spre țintă, spre premiul chemării cerești. Ușor, ușor, Hristos lucrează în inima omului și, așa cum amintea colegul meu, este un proces în care intru, în momentul în care iau decizia aceasta, și dacă ieri am fost rău, astăzi sunt mai bun și mâine voi fi și mai bun decât ieri și tot așa. Important este să nu abandonez niciodată planul acesta, să nu abandonez niciodată dorința aceasta. De asemenea, nu sunt lipsit de posibilitatea de a păcătui. Oricând pot să cad. Și noi avem în noi această fire pământească. Este activată în continuare. Nu înseamnă că dacă am pornit pe drumul acesta al pocăinței, nu mai există posibilitatea ca să o mai dau în bară. Ba da, există această posibilitate. Întrebarea este ce fac după ce am greșit. Deci Iisus spunea la un moment dat, 3 cu 8 Ioan, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul, da? Nu poți să spui astăzi este fără Dumnezeu, mâine deodată omul acesta este pe deplin al lui Dumnezeu, este total schimbat. Este o schimbare graduală, Dumnezeu este cel care urmărește, monitorizează, ajută, susține schimbarea aceasta, da? Până omul va ajunge la cerința lui Dumnezeu, da? O secundă, dacă mai permiteți. Mi-a venit în minte exemplul lui Ioan, ucenicul iubit al Domnului Iisus, care era atât de apropiat de Mântuitorul, își punea capul pe pieptul Mântuitorului și se simțea foarte bine acolo. Dânsul este supranumit împreună cu fratele său fiii tunetului. Erau oameni răi, răzbunători, dificili. Așa era temperamentul lor. Dar cu Hristos, zi de zi, până la finalul vieții, a devenit ucenicul iubit, care scria cel mai frumos despre dragostea Mântuitorului. Așa se întâmplă când rămâi lângă Hristos, te schimbă Duhul Sfânt zi de zi până la asemănarea cu Mântuitorul. Cu siguranță, chiar dacă este această schimbare un proces îndelungat și dumneavoastră, domnule Bogdan Felea, ați spus că nu excludem posibilitatea în acest proces să mai păcătuim, să mai cădem. Biblia ne spune că cel neprihănit de 7 ori care și se ridică și lăsați-mă să-mi imaginez că totuși procesul acesta este unul în creștere, unul în dezvoltare, nu o întoarcere la același punct de unde am plecat dinainte, ci mai degrabă căderea pe drumul acesta. Există undeva o expresie, s-a întors ca scroapa
și nu vreau să mai continue, să mai continui în mocilă sau la ceea ce făcuse înainte. Probabil că creștinul nu are de-a face cu experiența incipientă, ci undeva pe drumul acesta spre desăvârșire pe care Dumnezeu îl propune, are căderi, dar se ridică și merge înainte. Vreau să vorbim despre un aspect al acestei misiuni, al acestei teme. Mântuitorul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor și celor care erau în public atunci când predica, despre faptul că pe oameni o să-i cunoști după roade. Repet ceea ce am spus la început, foarte mulți oameni dovedeau în exterior niște lucruri, însă realitatea este că cineva nu se poate ascunde la nesfârșit. Trebuie să dovedească niște roade. O să vedem imediat despre ce roade este vorba. Și al doilea autor pe care vreau să-l aduc în discuție și ceea ce spune el este Iacov. Iacov în capitolul 2 spune cam așa. Uite, vezi, tu declar că ai o credință. Cum foarte mulți oameni declară astăzi că au credință și că sunt creștini adevărați. Dar, de fapt, mie nu trebuie să declar că ești credincios. Mie nu trebuie să spui lucrul acesta. Eu vreau să văd ceva din faptele tale. Din viața ta de zi cu zi. Din, eu știu, din cuvintele tale, din modul în care te porți. Un copil îmi spunea, și aici o să urmeze întrebarea, stătea lângă o persoană care se declara foarte bună creștină și care își repara gardul. Și spune, de ce stai lângă mine, copile? Și să văd dacă dumneavoastră, când vă loviți peste deget, o să folosiți o înjurătură sau un cuvânt urât, să vedem sunteți cu adevărat creștini sau nu. Acesta era copilul și vrea să aprecieze credința. Ce mă interesează acum? Haideți să vedem ce înseamnă exact, după roadele lor îi veți cunoaște. Ce înseamnă credința adevărată? La această întrebare vreau să răspundeți, domnule Constantin Ciobanu și apoi domnule Bogdan Pere. E o vorbă inspirată care spune așa, faptele tale vorbesc mai mult decât cuvintele tale, că eu pot declara niște lucruri, dar dacă faptele mele tăgăduiesc ceea ce eu declar, e un nonsens. Așa că roada este ceea ce dă la iveală. Dacă cuvintele mele sau ceea ce eu afișez este real, este adevărat. Mântuitorul în Sfânta Evanghelie după Matei precizează lucrul acesta și spune, îi veți cunoaște după roadele lor, culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Nu, e imposibil lucrul acesta. Așa că pomul bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Așa e în viața creștinului. Atâta vreme cât eu sunt în legătură cu Iisus și primesc seva de viață de la El, eu voi rodi în mod frumos, pentru că relația aceasta cu Iisus mă hrănește. Prin cuvânt, prin rugăciune, prin mărturisire și așa mai departe, eu cresc, mă dezvolt și rodesc după chipul Său. Dar dacă eu am altă sursă de unde extrag seva de viață, voi rodi, dar nu voi rodi roade autentice despre care Scriptura spune. Pavel în Epistola către Galateni 5:22-23 spune, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, blândețea, bunătatea, credincioșia, înfrânarea poftelor, adică cumpătarea. Acestea sunt roade pe care Duhul Sfânt le rodește când eu sunt în legătură cu Hristos. Când eu nu sunt în legătură cu Hristos, e mândria, aroganța și așa mai departe. Nici nu vreau să mai... Aceste roade, domnule Constantin Ciobanu, sunt în creștin și în momente de criză, și în momente de tensiune, și în momente de pace și liniște. Pentru că majoritatea creștinilor, sau celor declarați creștini, au aceste roade, cel puțin aparentă, prin educație, prin politețe, sau printr-o educație aleasă, știu să manifeste și politețe, și blândețe, și, eu știu, bunăvoință față de celălalt. Însă când vine tensiunea, când se termină proviziile, când repede iese dinăuntru un alt om sau o altă persoană care a fost ascunsă până atunci. Pe când acest exemplu pe care dați noastră, când Hristos este în mine și eu în Hristos, apare și în momente de tensiune și în momente de pace, aceleași roade și același comportament. Domnule Bogdan Felea, după roadele lor veți cunoaște despre ce este vorba, ce înseamnă o viață de credință a unui om pocăit. Am în față un citat. Vreau să îl ascultăm, după care nu voi mai putea face niciun comentariu. Mi se pare complet. Când Duhul lui Dumnezeu ia inima în stăpânire, El transformă viața. Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele părăsite, iubirea, umilința și pacea iau locul mâniei, invidiei și certurilor. Bucuria vine în locul întristării, iar fața oglindește lumina cerească.
Nimeni nu vede mâna care ridică poverile, nimeni nu vede lumina ce se pogoară de sus, binecuvântarea vine atunci când sufletul se predă prin credință lui Dumnezeu. Apoi, acea putere pe care niciun ochi omenesc nu o poate vedea, creează o făptură nouă după chipul lui Dumnezeu. Mulțumesc, ce spuneți dumneavoastră, este vorba de o schimbare completă, totală. Acea putere pe care nimeni nu o vede, dar îi simte puterea, intervenția, transformarea pe care o face un om, este doar Dumnezeu. Am înțeles în emisiunea aceasta că Dumnezeu este acela care are capacitatea de a produce transformări în om atunci când omul îi permite lui Dumnezeu să facă această lucrare în el. O ultimă întrebare din emisiunea aceasta pentru dumneavoastră, încep cu dumneavoastră, domnul Ciobanu, și apoi domnul Felea. Dacă Dumnezeu este acela care face transformarea și omul este acela care trebuie să accepte lucrul acesta, înțeleg că omul trebuie, prima dată, spuneați dumneavoastră, este recunoașterea, să înțeleagă că este păcătos și are nevoie de o schimbare. Cum te raportezi la Dumnezeu când te afli într-o astfel de situație? Ce îi spui lui Dumnezeu ca Dumnezeu să poată face schimbarea aceasta? Care este cererea pe care o adresezi lui Dumnezeu sau rugăciunea pe care o înalți către Dumnezeu ca Dumnezeu să poată face transformarea aceasta în tine? Vă rog, domnul Ciobanu. Totul depinde de relația pe care tu ai stabilit-o ca și parteneriat între tine și Dumnezeu. Cu cât relația este mai intimă și mai apropiată, cu atât frumusețea trăirii cu Dumnezeu aduce roade frumoase în viața ta. Și anume, Doamne, Tu mă știi, eu sunt copilul Tău, am căzut aici, mi-e rușine de mine, dar știu că mă iubești și știu că Tu mă ajuți să cresc, să progresez și Dumnezeu mă iubește, are milă de mine și intervine pentru ca să mă crească. Era o vorbă care spune așa: toți vor să schimbe lumea, dar niciunul nu vrea să se schimbe pe el. Cred că aici e marea dilemă în care noi ne aflăm și voiam să mai amintesc un lucru, și anume, viața aceasta, naștere de nou, pocăința, nu e o cârpire, adică peticesc câte ceva pe aici, pe acolo, ca și lupul din povestea lui Creangă, și ascuțit limba și vorbea ca și mama, capra, dar inima a rămas tot de lup și rezultatele au fost tot acelea. Să ne ferească Domnul de o cârpire și o peticire a vieții de credință, ce e nevoie de o transformare radicală. Mulțumesc, domnul Felea, vă rog. Un răspuns ar fi găsit în Ioan, capitolul 3, și a fost amintit în emisiunea aceasta un personaj numit Nicodim, care vine la Domnul Hristos cu niște recomandări, o viață morală impecabilă. Era un om religios, poate că studia scripturile, credea fiecare cuvânt din scripturi și vine la Domnul Hristos cu dorința de a primi măcar o apreciere. Adică s-ar fi așteptat să-i spună Iisus: uite, ești pe drumul cel bun, ține-o tot așa, e bine de tine. Însă, în loc de asta, Iisus îi spune: dacă rămâi la nivelul acesta, tu nu vei vedea nici măcar împărăția lui Dumnezeu. E ceva mai mult. Trebuie să ai o relație nouă cu Dumnezeu. După cum un copil nou născut, un prunc, trăiește dependent de părinții lui, așa trebuie să trăiești și tu, așa trebuie să te raportezi față de Dumnezeu. Adică este necesară o schimbare corectă și schimbarea asta vine din inimă. Dacă inima nu este nouă, atunci totul este egal cu zero. Mulțumesc tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră, de altfel răspunsuri concludente care cred, îmi exprim speranța că au lămurit pe aceia care încă mai aveau întrebări cu privire la nașterea din nou și schimbarea pe care Dumnezeu o poate face în viața unui om. Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, am fost împreună în cadrul unui subiect foarte interesant. Am discutat despre renaștere și cu siguranță nu este vorba doar despre un moment în cultura Europei, ci este vorba despre o renaștere la nivel personal. Cea pe care poate să o facă Dumnezeu în momentul în care eu ca om mă pun la dispoziția Lui să mă pot naște din nou, să am parte de pocăință și să am parte de Dumnezeu și de umblarea Lui cu mine și a mea cu El în fiecare zi. Stimate telespectatori, cred că este poate cea mai profundă și cea mai solemnă somație pe care Dumnezeu ne-o face astăzi. Stai în față în față, ca într-o oglindă, tu și Dumnezeu. Lasă-L să te cerceteze, să spună cine ești, ce ești și care este pericolul de a merge mai departe fără să te sprijini pe El și fără să te bizuiești pe El. Spune și tu împreună cu mine, așa cum spunea și psalmistul David în psalmul 51, versetul 9, versetul 10: zidește mine cu o inimă curată, Dumnezeule,
pune în mine un duh nou și statornic. Până data viitoare, vă spunem la revedere!